Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tine ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dădătorule de Viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie! Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-a vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îl strunești ca un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Amin. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. Ca Ta este slava, puterea și împărăția al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru cel scump din cer, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, Dumnezeul părinților noștri, Dumnezeul celor ce cred și să încred în Tine, îți mulțumim din adâncul sufletului în această clipă, din locul acesta, un mănunc de suflete, care venim, Doamne Iisuse, la picioarele crucii Tale, să ne așternem întreaga ființă, să ne deschidem inima, Doamne, și să Te rugăm din adâncul sufletului, vino, Doamne, în fiecare inimă din locul acesta, o binecuvântează, o sfințește, o curățește, o luminează, Doamne, și îi dă putere fiecăruia din locul acesta. Dă-ne această putere, Doamne, să putem privi la Tine, la crucea și la jertfa de pe Golgota, la sângele care a curs și poate să curățească orice vină a fiecăruia dintre noi, orice păcat săvârșit de noi, Doamne, dacă venim la Tine cu recunoștință, cu încredere, cu inima deschisă, dacă suntem sinceri, Doamne, și cerem ajutorul Tău. Tu nu ai rămas niciodată dator nimănuia, pentru că Tu ne iubești. Îți mulțumim că ne-ai învățat o lecție atât de minunată și ne-ai spus astăzi în mod atât de clar, cel ce vrea să vină după Tine să-și ia crucea în fiecare zi și să-Ți urmeze. Suntem datori să facem lucrul acesta. Suntem datori, Doamne, să ne purtăm crucea. Îți mulțumim pentru că Tu ai pus și ai îngăduit pe umărul fiecăruia să fie o cruce care să o putem duce. Nu mai grea, Doamne, nu mai ușoară, ci potrivită pentru fiecare. De aceea Te lăudăm și Te slăvim, căci în modul acesta deosebit ne-ai purtat de grijă.
ne-ai dat dragoste din tine, ne-ai dat cuvântul sfânt al Evangheliei tale și ne-ai dat crucea care să ne țină mereu veghetori și să putem merge înainte, Doamne. Ai trimis Duhul Tău cel Sfânt, așa cum ai promis ucenicilor, să vină, că va veni din împărăția cerului și va fi un alt mângăitor, va fi o putere mare pentru ei, putere care am simțit-o și o simțim și noi, dacă te iubim, dacă trăim cu tine și dacă facem voia ta. Îți mulțumim pentru dragostea cu care ne îmbrățișez în fiecare zi. Îți mulțumim pentru bucuriile sfinte avute cu tine în fiecare clipă. Îți mulțumim și pentru încercări, Doamne, și te rugăm, ajută-ne, Doamne, să ne purtăm această cruce cu înțelepciune, cu dragoste, cu răbdare, Doamne, și să nu tăiem din ea, să nu o lăsăm jos, Doamne, să nu o aruncăm, ci să o ducem, Doamne, că știm că ajutorul vine de la tine. Te rugăm, Doamne, vino acum în mijlocul nostru. Binecuvântează fiecare suflet din locul acesta. Binecuvântează, Doamne Iisuse, pe cei care n-au ajuns, pe cei care n-au putut să vină și pe cei, Doamne, care s-au îndepărtat de tine și ajută-i să se întoarcă la tine, să-ți urmeze ție. Ia-Tu primul loc, te rugăm, Doamne, în locul acesta, în adunarea aceasta, ocupă locul de frunte, Doamne, dar am vrea ca să ocup și loc în inima fiecăruia dintre noi. Trimite-L Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare suflet din locul acesta să ne întărească, să ne umple de puterea cerească, să ne dea, Doamne, ochii minții, ochii inimii deschiși pentru Tine, Doamne, să ne dea inima deschisă pentru Cuvântul Sfânt. Vorbește-ne Tu, Doamne, așa cum Tu știi să vorbești copiilor Tăi și ajută-ne, Doamne, ca ajută-ne să putem sorbi, să putem lua și mesteca Cuvântul Sfânt al Evangheliei Tale. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem cuvintele minunate din cântările și poeziile ce se vor spune și se vor cânta. Dorim, Doamne, să primim hrană de la Tine. Dorim, Doamne, să fim mai buni, mai sfințiți de Tine, mai drept și mai plin de puterea Duhului Tău celui Sfânt. Ne străduim, Doamne Iisuse, dar de multe ori cădem. Suntem atât de slabi, Te rugăm, iartă-ne, Doamne, dar dă-ne putere în același timp ca să ducem mai departe, Doamne, solia care Tu ai pus-o pe inima noastră la unii din frage de copilărie, la alții mai târziu. Îți mulțumim că la timpul potrivit Te-ai îndurat de noi. Te rugăm să răsplătești cu viață veșnică pe cei prin care am cunoscut cuvântul Tău, prin cei care am ajuns, Doamne, să înțelegem cuvântul Evangheliei Tale și le fă parte de o dignă veșnică la dreapta Ta, Doamne, pentru că ei au mers, Doamne, înainte și noi vrem să călcăm cu vrednicie pe urmele lor, așa cum ei au călcat pe urmele Tale. Binecuvântează lucrarea oastei Tale, frate și surorile de pretutindenea și toate adunările care s-au ținut și se țin astăzi în numele Tău. Am vrea să slăvim numele Tău. Avea, Doamne, să fim sfințiți, Doamne, de Tine. Am vrea, Doamne, să ne facem oameni după voia Ta mai buni, mai drepți, mai sfinți, mai ca Tine. Ajută-ne la aceasta. Îți mulțumim că asculți cuvintele slabe ale noastre. Îți mulțumim că ne iubești, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai dat bucurii sfinte cu Tine. Rămâi în inima noastră, Doamne Iisuse, și pe mai departe. Și revarsă harul Tău peste fiecare suflet din locul acesta. Mărește-ne, Doamne, nădejdea, credința și dragostea. Dă-ne putere prin puterea Duhului Tău, celui Sfânt, să putem lupta lupta cea bună a credinței și solia care am primit-o de la înaintașii noștri. Să o putem duce, Doamne, până vom închide ochii și vom pune mâinile pe piept,
să putem, Doamne, să ducem această solie a dragostei și a lucrării Tale, Doamne Iisuse, cu vrednicie, Doamne, să nu cădem de oboseală. Îți mulțumim încă o dată de tot ce ai făcut pentru noi. Te rugăm din nou, Doamne, să rămâi cu noi la aceste clipe binecuvântate, la aceste clipe de bucurie cu Tine, să ne înveți Tu, Doamne, din cuvântul Tău, să ne dai înțelepciune, Doamne, să pricepem și să ducem în practică, să punem în practică cuvântul sfânt al Evangheliei Tale și în felul acesta să putem să slăvim și noi numele Tău, ducând solia Ta, Doamne, prin viața noastră trăită cu Tine, celor din jurul nostru și mărturisindu-Te prin viu grai. Îți mulțumim de toate și pentru toate. Te lăudăm, Te slăvim și Te binecuvântăm pe Tine. Tată, Fiule și Duhule Sfinte, până în veci de veci. Amin.